Assalamu alaikum, dragii mei! Astăzi este o zi plină de bucurie pentru familia mea. Ca să vă fac să înțelegeți despre ce este vorba, mama împreună cu mătușa mea pleacă astăzi în pelerinaj la Mecca. Și când spun Mecca, mă refer la milioane de oameni într-un singur loc. Anul trecut, la Mecca, în perioada de pelerinaj, au fost 6 milioane de oameni. Eu numesc Mecca apogeul fiecărui musulman. Mama mea, împreună cu mătușa mea, au reușit să facă lucrul ăsta și suntem foarte fericiți pentru ele, dar mai ales de asta, noi suntem o familie care știe să se distreze, știe să se bucure de un lucru și seara asta ne întâlnim cu toții, mergem la aeroport, toate chestiile astea vreau să le filmez pentru voi. Ia zi, unde pleci astăzi? Astăzi plec la pelerinaj la Mecca, Inshallah. Ok, și mă lași singură acasă, adică? Yes, 18 zile! Trebuie să promiți că o să trimiți un filmuleț pentru mine și vlog. Pe degețelul mic. Eu promit. Hai! زوجتي سوف تؤدي فريضة الحج إن شاء الله تقبل منها ومن جميع زوجات بيت الله الحرام. Mashallah, mashallah, mashallah. E o stare de pozitivitate în tot aeroportul. Au început să se strângă oamenii care o să plece în pelerinaj și e foarte frumos. Deci, parcă îmi creez și mai mult obligația că trebuie să o fac și eu cât mai curând în viața mea. Trecând peste toată această bucurie spirituală, bineînțeles că eu, împreună cu verii mei, trebuia să o dăm în bară într-un fel. Și nu dați zoom pe mine că spar capul. Ai scos zoom-ul? Da. Tu tot dai zoom? Stai! Stai să te-am prins! Te-am prins! Miru, zi, în ce locație ai plecat de acolo, de pe tabelă? În Barcelona. Amura, unde ai plecat? 1 hour later. Te gândești de o oră unde să pleci, că oricum nu pleacă nimeni în afară de mama și am tu. Zi, unde ai plecat? Unde ai plecat? Amura, o lași? Zi, în Istanbul. Este vorba de o chemare, chemare divină, în care noi mergem, călătorim spre această chemare, ca să o realizăm într-un fel cel mai frumos, să îmbogățim sufletul nostru, să ne purificăm, să vedem frații noștri din toată lumea, aproximativ mai mult de 4 milioane, în care vin acolo să practice pelerinajul, care este unul dintre stâlpii islamului. Mulțumesc mult! وأتعب ويرقيني في ايديه كان نفسي أشوفه بعيني دول وأوطي وشي وبوس ايديه كان نفسي أشوفه بعيني دول وأوطي وشي وبوس ايديه وأوطي وشي وبوس ايديه Dragii mei, astăzi a fost o zi de neuitat, cu siguranță. Mama a plecat într-un loc foarte, foarte frumos, în care clar trebuie să ajung și eu. Îmi place foarte mult starea pe care am avut-o de aici, din aeroport, și sunt mândru că există această etapă a vieții unui musulman și sunt mândru că trebuie să o fac. Sunt gata de 18 zile fără mama acasă și, bineînțeles, stați aproape și nu uitați, like, share, follow pe Instagram, peste tot și ne vedem la următorul vlog. Vă salut cu drag!